Acum, imediat dăm drumul materialului de astăzi cu special pentru Ziua României, dar mai tare este că sunt foarte încântat că plecăm să urmărim live Vocea României. Yo! Îmi place tare show-ul ăsta și sunt foarte încântat că mergem acolo. Acum ne punem în mișcare și o tăiem înspre studiourile unde se filmează live Vocea României. Haideți cu noi! Am ajuns acasă, a fost o seară extraordinară la Vocea României. După cum v-am zis, a fost o experiență interesantă prin simplu fapt că eu ador emisiunea asta și sunt întru totul dedicat și mândru că am participat, că am reușit să participăm acolo. Prin intermediul acestui material, Vizi, îți mulțumim pentru șansa pe care ne-ai acordat-o să ajungem în live-uri la Vocea României. Să ne trăiești, să-ți dea de sus sănătate și numai bine. Mâine vrem să mergem până la Târgu de Crăciun să-ți oferim câteva imagini. Sunt sigur că o să-ți placă, mai ales dacă ești de aici din zonă sau dacă nu, să-ți faci drum. Pentru că am înțeles că e foarte, foarte tare la Târgu de Crăciun, București.
E foarte fain la Târgu de Crăciun, nu? Da, Târgu. Târgu de Crăciun. Merită să faci o deplasare până aici, pentru că e un aer așa occidental. Singura problemă e că nu trebuie să vii cu mașina, pentru că nu sunt locuri de parcare, nu prea ai unde să-ți lași mașina. Dar în rest, merită cu vârf și îndesat.